statul nu este așa de rău. Un alt argument pe care îl aduc etatiști este cel că statul nu poate face chiar orice rău, pentru că este limitat de Constituție. Deci dacă avem scris acolo în Constituție că statul nu are voie să intervină în vreo de expresie, de religie și așa mai departe, da, și doar atâtea lucruri trebuie să facă, deci e ok. Nu este chiar un mafiot care, cum este năzare lui, te torturează. Da, e un înger. Scrie în Constituție că nu, libertatea individului e apărată, dar după aia s-ar putea să trăiască să stea în casă. Niște da, adică are niște reguli. Are un cap. Bine, teoretic și mafia are niște reguli, știi? Adică presupun că tatăl da, de prelegie. Cum e și scris, adică îți scrie că pe 15 vine să ia. Sunt predictibile, sunt generale, în sens că se aplică tuturor persoanelor primate, știi? Au arbitraj privat. Care e okay. problema? Deci care e critica lui Rothbard? Pe instrumentele astea, deși sunt bine intenționate și pornesc bine, ideea era bună să limitezi puterea statului, nu? Doar nu e bine să omoare statul sau omoare oameni. Mai bine îl limitezi. Ideea e că ele sunt pervertite. Ele devin din instrumente de limitare, devin instrumente de legitimare a agresiunii statului. Da, și cred că, și zice și el la un moment dat, cred că de fapt problema este că, bine știu, structura asta de cele trei puteri, noi o vizualizăm cu cele trei puteri în stat, că ai justiția, legislația și executivul și se opun fiecăreia și în felul ăsta se țin. Da, dar noi uităm o problemă, că toate trei sunt ale statului. Sunt de stat. Da? Deci nu e, dacă vrei să limitezi statul în sine, da, trebuie cumva să mai găsești încă două puteri care să îi se opună statului efectiv, nu din interior, ci din exterior. Și atunci de-abia poate ai avea. Asta a fost greșeala liberalilor clasici, că ei au inventat constituționalism, adică o constituție. Ok, statul ne apără de hoți, de agresori, de criminal, dar în momentul în care statul devine agresiv, Constituția ne apără de stat. Acum obiecție e, păi da, dar Curtea Constituțională nu e tot de stat? Ne angajată la stat? Hai să zicem, hai să luăm un exemplu. Să zicem că avem o propunere de pensii speciale la Curtea Constituțională. O dilemă, e ca în puiul lui Brătescu Voinești, avem o alegere tragică sau ca în Antigona. Ei trebuie să aleagă chestia asta. Să zicem că dacă ei aleg, asta ar încălca niște valori, de exemplu, ar încălca libertatea. Că să le dai pensii speciale, să zicem că trebuie să fie suplimentar. Ce alege un judecător? Să primească pensia nesimțită sau să apere libertatea? Sau hai să zicem că încalcă valoarea echității sau încalcă valoarea, nu știu, egalității. Principiul contributivității la pensie. Zicem. Pensia specială, teoretic, e ceva adițional. Normal, un judecător ar trebui să zică nu. Pleacă cu această pensie nesimțită pentru că încalci niște valori. Zic ei așa ceva sau zic dă mai mult că e prea puțin? Deci asta e problema, că și au un interes. Deci puterile alea, puterea judecătorească depinde de executiv, depinde de parlament. Deci e mult mai plauzibil, mai probabil un cartel, o colaborare între ele pentru creșterea statului decât o spionare reciprocă și unitate reciprocă. Homer zice la un moment dat, domne, crede că o constituție îți limitează statul, e ca și cum ar crede că un host se pedepsește singur, cam asta e ideea. Cam asta e probabilitatea. Bine, în suportul totuși al sistemului ăsta american, trebuie să ținem minte că la ei judecătorii sunt și ei tot aleși, nu sunt puși cum sunt la noi. Deci fiecare, atât inclusiv judecătorul și procurorul dintr-o zonă. Nu sunt, da, dar aia de la curtea Constituțională. Aia de la Curtea Constituțională. Păi da, dar iau cea mai mare. Sunt. Da, ok. Da, poate fi un. Dar ideea e că și dacă ești ales, nu faci parte tot din majoritatea aia. Sau nu tragi tot cu majoritatea aia, tot așa, interese financiare, știu. Sau să și plătiți de seamă? Evident. Deci ideea e că ai nevoie de... Asta ar fi avantajul anarcho-capitalismului, că ai mai mulți centri și centrii sunt diferiți. Și, ca și la orice alt produs, ce face competiția? Păi crește calitatea la populeți și le scade prețul. La fel și aici. Crește calitatea apărării și le scade prețul. Aici nu, ai un singur provider.
statul. Deci n-ai... Bine, mă gândeam la audiția asta, la Rothbard. Rothbard ce zice? Păi dacă te agresează statul, unde te duci? Păi îți dă statul decizia, așa e, n-ai unde să te duci mai sus. Și mă gândeam eu, păi te duci la CEDO, să zicem. Care ar putea fi răspunsul aici? Răspunsul la care mă gândeam, un răspuns putea fi, păi, da, da, tot statul decide cauzele care pot merge la CEDO. Ok. Deci nu te duci tu cu ce vrei, păi pot, statul decide să nu te duci cu nimic. Hai să corect, la CEDO te duci doar drepturile omului, dar teoretic, cam tu cu orice sentință pe care ți-o dă statul, tu poți să te duci la CEDO, poți să spui că s-au încălcat drepturile omului, acum e foarte posibil să... CEDO să zică nu și asta e. Al doilea argument e natura CEDO. Uite, nu știu prea bine, dar presupun că e finanțată de stat sau de state, nu? Nu sunt niște privați de, care... Dar cu siguranță nu sunt. Deci ăsta e tot un argument împotriva statului. Statul are, dacă el dă banii, cine dă banii? Așa spune și muzica. Deci CEDO va da dreptate statului, nu știi privatului. Că, la 1800, când începuseră revoluțiile astea, care vreau să termine cu monarhia în Europa, monarhii s-au adunat unii, dumne, să nu cumva să pătrundă ideile revoluționare pe la noi. Așa și aici, cu statele recunosc anumite interese comune și facem un CEDO, facem